S-au primit biletele de tratament balnear pentru seria numărul 5/2022 cu data de intrare în perioada 10-14 mai 2022. În această serie, Casei Județene de Pensii Gorj au fost repartizate 124 de bilete pentru tratament balnear, din care 66 de bilete pentru unitățile de tratament din proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice București și 58 de bilete contractate cu alți prestatori de servicii din domeniu. Dorim să informăm persoanele interesate că s-au primit biletele de tratament balnear pentru seria numărul 5, cu dată de intrare în perioada 10-14 mai 2022. În această serie, Casei Județene de Pensii Gorj i-au fost repartizate 124 de bilete pentru tratament balnear, din care 66 bilete pentru unitățile de tratament din proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice București, iar diferența de 58 bilete au fost contractate cu alți prestatori de servicii din domeniu. Din cele 124 de bilete pentru tratament balnear primite de către Casa Județeană de Pensii Gorj, 101 bilete au fost alocate automat prin aplicația SPA solicitanților în funcție de punctajul obținut. Repartizarea nominală pe stațiuni este afișată la sediul instituției, cât și pe pagina de internet a acesteia. Din cele 124 de bilete pentru tratament balnear primite de către instituția noastră, 101 bilete au fost alocate automat prin aplicația SPA solicitanților în funcție de punctajul obținut. Repartizarea nominală pe stațiuni este afișată atât la sediul instituției, cât și pe pagina de internet a Casei Județene de Pensii Gorj la secțiunea bilete de tratament. Biletele de tratament balnear, atât cele repartizate cât și cele nerepartizate, se vor distribui în zilele de 26, 27, 28 și 29 aprilie și 2, 3 și 4 mai 2022. În cazul în care titularul nu se prezintă pentru ridicarea biletului până la data programată, repartiția este anulată, iar biletul se redistribuie altui solicitant. Situația locurilor disponibile pentru seria numărul 5/2022 cu data de intrare în perioada 10-14 mai 2022 se prezintă astfel. 4 locuri în stațiunea Amara, 10 în stațiunea Bala, 2 în Covazna, 1 loc în Eforie Nord, 1 loc în Joagiu, 2 locuri în 1 mai, 2 locuri în Neptun, 1 loc în Pucioasa. Aceste locuri se pot elibera persoanelor interesate, indiferent dacă au depus sau nu cerere. Toate biletele nevalorificate până în data de 4 mai 2022, ora 16:30, vor fi redistribuite în ziua de 5 mai 2022, începând cu ora 8:30. Biletele de tratament balnear se eliberează beneficiarilor numai după legitimarea acestora, acestea fiind eliberate doar personal, titularul sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procura autentificată, din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear. Biletele de tratament balnear, atât cele repartizate cât și cele nerepartizate, se vor distribui în următoarele zile, 26, 27, 28 și 29 aprilie, precum și în zilele de 2, 3, 4 mai 2022. În cazul în care titularul nu se prezintă pentru ridicarea biletului până la data programată, repartiția este anulată, iar biletul se redistribuie altui solicitant. Este important de precizat că în momentul de față avem 23 de bilete disponibile pentru seria 5, cu data de intrare 10-14 mai, după cum urmează. Sunt 4 locuri în stațiunea Amara, 10 stațiunea Bala, 2 locuri Covazna, un loc Eforie Nord, un loc Joagiu Băi, 2 locuri 1 mai, 2 locuri Neptun și un loc la Pucioasa. Aceste locuri se pot elibera a tuturor persoanelor interesate, indiferent dacă au depus sau nu cereri. Toate biletele nevalorificate până la data de 4 mai, orele 16:30, vor fi redistribuite în ziua de 5 mai, începând cu ora 8:30. Reamintim că biletele de tratament balnear se eliberează beneficiarilor numai după legitimarea acestora, acestea fiind eliberate doar personal, titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată, din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul respectiv.